E obligatoriu pentru cei care ies la pensie. Informație pentru cei care au până în 55 de ani. Dorința de a economisi mai mulți bani pentru momentul ieșirii la pensie nu este o misiune ușoară, mai ales când banii abia ajung de la o zi alta, dar, potrivit Financebus, totul devine mult mai ușor odată ce reușim să închegăm un buget și să scăpăm de cele mai mari datorii. Dacă simțiți că ați rămas în urmă cu economiile pentru pensii, nu sunteți singurul în această situație. Dar s-ar putea să fiți mai pregătit decât ați crede. Momentul ieșirii la pensie este așteptat de majoritatea oamenilor, dar puțini au un plan bătut în cuie pentru a face acest lucru. În schimb, apar întrebări de genul de câți bani avem nevoie și unde ar trebui să ținem acești bani. Un consilier financiar vă poate ajuta să vedeți care sunt cele mai bune opțiuni și să construiți cu un plan solid. Iată care sunt cele mai importante semne că sunteți pe drumul cel bun. 1. Ați stabilit cât trebuie să economisiți pentru pensii. Sunteți cu un pas înainte, față de majoritatea americanilor, dacă ați stabilit de câți bani veți avea nevoie la pensie. Luarea în considerare a inflației. A stilului de viață și contabilizarea situațiilor de urgență, toate vă pot ajuta să faceți o estimare. 2. Ați început să economisiți înainte de vârsta de 27 de ani. Cu cât puteți începe să economisiți mai din timp pentru pensie, cu atât mai bine. Angajații în vârstă de 20 de ani pot câștiga mai puțin decât pot câștiga în anii în care capătă experiență dar economisirea oricărei sume de bani pentru pensie este un început bun. Centrul Transamerica pentru Studii de Pensionare, TCRS, a dezvăluit că 27 de ani este vârsta media americanilor care încep să economisească pentru momentul ieșirii la pensie. 3. Aveți sub 35 de ani și deja aveți economii de peste 12.300 dolari. Potrivit PricewaterhouseCoopers, PWC economiile făcute de americanul mediu, cu vârsta sub 35 de ani, sunt de 12.300 de dolari. Această sumă nu include alte tipuri de economii. 4. Aveți între 35-44 de ani și economii de peste 37.000 dolari. PWC a constatat că economiile medii pentru pensionare ale persoanelor cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani sunt de aproximativ 37.000 de dolari. Dacă vă încadrați în această grupă de vârstă, dar nu ați atins încă această sumă, asigurați-vă că profitați de orice promovare a angajatorului sau găsiți-vă alt job. 5. Aveți 45-55 de ani și economii de peste 82.600 de dolari la vârsta de 55 de ani. Sunteți cu 10 ani mai aproape de vârsta de pensionare. Totuși, PwC a remarcat că americanii cu vârste între 45 și 55 de ani aveau, în medie, 82.600 de dolari economisiți pentru pensionare. 6. Aveți între 55 și 64 de ani și economii de peste 120.000 120 de dolari. 120.000 de dolari nu sunt mulți bani. Având în vedere că veți avea nevoie de aceste economii timp de 20 sau mai mult. Dar acestea au fost economiile medii pentru pensionare ale adulților cu vârste între 5 și 64 de ani, potrivit pe WC. 7. Aveți un plan de pensie și nu ați intrat în el. Un sondaj bankrate a constatat că 51% dintre americanii cu un IREA sau 401, K, au făcut retragere anticipate. Intrarea în aceste conturi de pensionare vine cu costuri suplimentare, cum ar fi penalități și taxe. 8. Aveți un cont de economii de sănătate, HSA. Un cont de economii pentru sănătate, HSA, vă poate împiedica să faceți retragere anticipate din 401 K pentru cheltuieli medicale. Contribuțiile și retragerile nu sunt supuse impozitelor, așa că puteți avea mai mulți bani în buzunar deși HSC au devenit mai populare, mulți americani nu profită de ele. 9. Aveți mai puțin de 5.000 dolari datorii cu cardul de credit. Menținerea unui sold de la o lună la alta poate afecta obiectivele financiare, mai ales atunci când vine vorba de rate mari ale dobânzilor. Plătiți datoriile și încercați să gestionați soldurile curente ale cardurilor pentru a rămâne pe drumul cel bun pentru pensionare. 10. Ați achitat toate împrumuturile făcute pentru a plăti studiile universitare. Potrivit unui sondaj bancrate, mai mult de jumătate dintre americanii cu vârsta cuprinsă între 18 și 41 de ani amână luarea unor decizi financiare semnificative din cauza datoriilor făcute pentru plata studiilor universitare. 27% au numit aceste datorii motivul principal pentru a nu face economii. 11. Datoria nu vă împiedică să economisiți sau să luați decizii financiare. Achitarea studiilor nu este singurul lucru care poate afecta luarea deciziilor financiare. Ipotecile, împrumuturile pentru mașini, împrumuturile personale și cele medicale vă pot împiedica să economisiți. Îmbunătățirea scorului de credit vă poate ajuta să obțineți aprobarea pentru carduri de credit curate mai mici. 12. Înțelegeți pe deplin beneficiile În timp ce mulți americani știu că nu ar trebui să se bazeze pe beneficiile asigurărilor sociale, mai puțin de 25% dintre oamenii le înțeleg pe deplin, potrivit TCRS. De Știind cum funcționează aceste beneficii și la ce trebuie vă așteptați, puteți să planificați mai eficient pensionarea. 13. Rămâneți la curent cu strategiile de planificare a pensionării. Este o idee bună să fiți la curent cu cele mai recente strategii și reglementări de planificare a pensionării, dar majoritatea americanilor nu fac acest lucru. Un expert financiar calificat poate determina cele mai bune strategii de pensionare, mai ales când apar noi reglementări. 15. Duceți un stil de viață sănătos. Unii oameni nu realizează cât de mulți bani pot economisi dacă duc un stil de viață sănătos. A rămâne activ, a mânca sănătos și a renunța la fumat pot ajuta să reduceți riscul unor probleme semnificative de sănătate. Obezitatea poate duce la bol de inimă și la insuficiență cardiacă. Iar fumatul poate provoca boli terminale, cum ar fi cancerul. Un stil de viață sănătos vei ar putea ajuta să economisiți sume importante.